Hei, hei, hei! Eu sunt Ștefania Estrade, bine ați revenit pe canalul meu! Suntem la ziua cu numărul 9 din Bookmas, dragilor, și astăzi vom face un Q&A legat de sărbătoarea Crăciunului, de tradiții, de obiceiuri și vă voi răspunde la întrebările pe care mi le-ați pus voi pe YouTube. Vă mulțumesc din suflet că v-ați luat din timpul vostru și că m-ați ajutat să filmez acest clip. Înainte de toate, stați să pregătim și recuzita. Nu o să stau așa tot filmulețul, pentru că s-ar putea să fiu enervantă și să vă distrag atenția. Caramur mă e lângă mine. Hai, vino să spui și tu salut, să mă umpli de păr. Salutare tuturor, sunt și eu pe aici și vreau ca mami să mă bage în seamă și să nu mai facă nimic altceva. Da. Ok, pa, pa! Ok, vă mulțumesc. Lasă-mă și pe mine să filmez, te rog. Vom începe cu începutul și mă întreabă Elena Stan. Care este obiceiul pe care îl respecti an de an cu ocazia fiecărui Crăciun? Ai vreo carte preferată cu tematică de Crăciun? Prima întrebare. Care este obiceiul pe care îl respecti an de an cu ocazia fiecărui Crăciun? Păi aici am să vă vorbesc despre practic toate obiceiurile pe care le am eu de Crăciun, pentru că ne-am format de când eram noi mici, eu și sora mea mă refer alături de părinți, acest obicei de a sărbători Crăciunul, Paștele împreună. Așadar, merg la părinți, acum și cu soții, sora mea și cu copiii și petrecem Crăciunul împreună. Ca obiceiuri, mă rog, avem mai multe obiceiuri, în afară de... și foarte multe dintre aceste obiceiuri sunt tradiționale și trebuie să vă spun că eu mă bucur foarte tare că am luat parte an de an la astfel de obiceiuri, pentru că, deși nu le vom mai păstra, probabil, măcar voi avea ce să povestesc și eu mai departe și voi ști să povestesc cum se făceau lucrurile pe vremea când eram eu mai mică. Ce obiceiuri? Mâncare? Pentru că suntem destul de mâncăcioși. Sau, mă rog, să fiu sinceră, în ziua de Crăciun propriu-zis, nu pot să zic că mâncăm foarte mult, pentru că sunt prea multe chestii din care să alegem și întotdeauna te saturi foarte repede. Dar, din fericire, părinții mei sunt foarte tradiționaliști când vine vorba despre sărbători, așa că taie porc, facem o grămadă de feluri de mâncare din astea tradiționale. Și în ultimii ani îi ajutăm și noi cum putem, nu ne pricepem foarte bine, dar învățăm și în cazul în care vreodată vom fi nevoi să ne confruntăm și noi cu așa ceva, măcar o să știm ce să facem. Eu nu mă pricep foarte bine la gătit, nu-mi place să fac chestia asta, însă de ceva vreme încoace eu sunt cea care se ocupă de dulciuri. Adică de cozonaci, în primul rând, și, mă rog, de alte minunății pe care am învățat eu să le fac așa, încetul cu încetul. Nu-mi place să fac mâncare, dar îmi place să fac dulciuri. Ce obiceiuri să avem? Repet, această muncă de dinainte de Crăciun, pentru că în momentul în care tai un porc, nu faci chestii doar pentru Crăciun, ci pregătești multe lucruri pe care le ai de-a lungul anului. În fiecare an facem brad. Eu și tatăl meu avem o discuție în contradictoriu care trebuie să decurgă în felul următor. El îmi spune, papi, anul ăsta nu mai facem brad că ești mare. Eu zic, cum se poate așa ceva? Nu, că n-are rost. Eu zic, da, unde vine moșul? El zice, lasă că facem în curte, sau zice, lasă că vine la sorta. Eu zic, păi facem Crăciunul la ea atunci când nu-i frumos să-l primim pe moșul fără brad. El zice, da, dar bineînțeles că de fiecare dată ne luăm brad de Crăciun, la țară unul destul de mare. Anul acesta se pare că vom avea unul în casă și unul în curte, ceea ce mă entuziasmează și mai tare. Trebuie să recunosc, deci împodobim și bradul și curtea în foarte multe luminițe. Ascultăm colind de muzică în timp ce împodobim bradul. În ziua de Crăciun ne jucăm mima sau, mă rog, alte jocuri în cazul în care avem energie pentru așa ceva și n-am mâncat prea mult. Una dintre tradițiile noastre de familie este legată de faptul că la mine în familie niciun membru al familiei nu are răbdare, așa că la noi moșul vine pe 23.
Deci cum pe 25? Nu, pe 23. Pe 23 vin sau veneau, mă rog, colindătorii cu bună dimineața la Moș Ajun și după ce veneau colindătorii, ne strângeam și venea moșul și atunci ne deschideam cadourile pentru că noi nu avem răbdare. Cum să stai până pe 25? Nu, așa că nu, tradiția noastră de mulți ani, nici nu știu să zic exact câți ani sunt, este să deschidem toate cadourile pe 23, stai liniștit, nu mai stai cu gândul la ele și cred că este o tradiție superbă. Nepoatele mele, mă rog, Ami este prea mică, are 2 ani și un pic, dar Elena cred că este foarte entuziasmată că nu trebuie să aștepte până pe 25 să-și primească toate darurile, așa că aceasta este una dintre tradițiile noastre. Și mă rog, sunt foarte, foarte multe care vin de la sine. Probabil că nici nu trebuie să le plănuim, pur și simplu așa suntem noi în familie. Întotdeauna petrecem sărbătorile în familie și cred că este foarte frumos să facem așa. Ai vreo carte preferată cu tematică de Crăciun? Ținând cont de faptul că anul acesta a fost primul an în care am citit cărți despre Crăciun în perioada Crăciunului, mă rog, eu l-am citit în noiembrie ca să vi le pot prezenta în decembrie și probabil că a fost puțin prea devreme cara, dar din ce am citit până acum am avut mai multe preferate. Pot să spun că Un băiat numit Crăciun mi-a plăcut foarte mult, v-am vorbit acum 2 zile despre ea și mi-a mai plăcut Un alt fel de Crăciun al lui John Grisham. Deci da, sunt printre preferatele mele, dar nu am neapărat o preferată. Vom vedea și la anul când voi încerca să citesc și mai multe astfel de cărți. Mulțumesc mult de tot pentru întrebare. Următoarea întrebare. Stați așa să mă pregătesc. Haide. Claudia Enescu. 3 lucruri care te duc cu gândul la Crăciun. Mulțumesc mult pentru întrebare. Păi, filmele, colindele și, bineînțeles, brăduții. Mai departe, Nora Benkze, bună, sper că nu ți-am pocit numele, care este cel mai frumos cadou pe care l-ai oferit de Crăciun? Am o memorie atât de proastă, nu știu să zic altceva în afară de prezența mea. Glumesc. Nu știu, nu cred că am oferit neapărat un cadou așa de special încât să-mi amintesc și eu cea care l-am oferit. Dacă aș fi dăruit cuiva, nu știu, o excursie sau o vacanță sau ceva de genul ăsta, probabil că mi-aș fi amintit, dar așa cadourile de Crăciun sunt simbolice. În principiu trebuie să te bucuri de faptul că ești împreună alături de cei dragi. Nu cadou în sine contează foarte tare. Sunt mici mărunțișuri, noi așa ne-am obișnuit, în funcție de preferințele fiecăruia, bineînțeles că ne bucurăm de ele, dar nu e așa ceva spectaculos și nu mi-amintesc să fi făcut vreun cadou spectaculos. Desigur, îmi amintesc ce am primit eu. Acum 6 ani am primit-o pe Cara, pe 24 decembrie, am găsit-o sub brad, era atâtica și într-adevăr ăsta chiar a fost un cadou wow. Nu mi-amintesc, poate că după ce o să filmez și o să editez, atunci o să mi-amintesc ceva, dar oricum mulțumesc mult de tot pentru întrebare. Ioana Alexandra, bună Ioana și îți mulțumesc că mi-ai pus atât de multe întrebări. Începem cu începutul. Care este cel mai neinspirat cadou primit, dar cel pe care l-ai adorat? Iată că ți-am răspuns de dinainte la întrebare, cel pe care l-am adorat, mă rog, și multe altele, pentru că sunt foarte recunoscătoare pentru fiecare cadou în parte, fie că vorbim despre ceva mărunt, fie că vorbim despre ceva mai spectaculos, eu mă bucur oricum. Și, repet, sunt foarte, foarte recunoscătoare, mai ales pentru faptul că acea persoană s-a gândit la mine și a depus acest efort să îmi cumpere ceva sau să-mi facă ceva, să-mi dăruiască ceva. Cel mai neinspirat cadou pe care l-am primit nu există, din punctul meu de vedere nu există. Nu am primit nimic care să fie așa deranjant, ceva care eventual să mă enerveze, că de-aia ar trebui să fie neinspirat. Nu? Și nu am primit niciodată un cadou neinspirat. Eu oricum vorbesc tot timpul despre lucrurile care îmi plac. Cred că multor persoane din jurul meu le este destul de ușor să-mi facă cadouri. Așa că... Dar nu, n-am primit. Sunt foarte recunoscătoare pentru orice primesc. Care este cea mai frumoasă amintire de Crăciun din perioada copilăriei? Întrebare pusă de Ramona Stoian. Bună și-ți mulțumesc! Memoria mea...
Memoria mea. Nu știu, toate sunt frumoase. Mi-amintesc că în copilărie mami și tati apelau la moșu și își lua din timpul lui liber și ne făceau o vizită acasă. Și era mereu un moment emoționant și frumos pentru mine. Îmi plăcea să fiu în centrul atenției, mereu mi-a plăcut. Nu știu, din copilărie cred că toate au fost frumoase, pentru că eu vedeam Crăciunul cu toate greutățile alor mei ca pe o chestie superbă care ține doar de familie, de copii, de noi, să fim noi cei care simțim cum trebuie această sărbătoare. Așa că am să zic toate, plus că nu mi-amintesc exact vreuna. Tot de la Ioana, ce cărți cu tematică citești în această perioadă sau îți place să le oferi cadou? Iată. Întrebarea a fost pusă înainte de filmuleț sau, cred că, așadar, în cazul în care nu ați văzut filmulețul pe care l-am postat cu cărți de Crăciun, vi-l las pe aici pe undeva să puteți vedea. Acestea au fost cărțile pe care le-am citit eu în această perioadă, plus Un băiat numit Crăciun. O să las și acest filmuleț pe aici. Sau îți place să le oferi cadou? Nu am oferit niciodată cărți cadou cu tematică de Crăciun. Cred că e o chestie pe care dacă vrea o persoană să o facă, ar trebui să-și cumpere cumva singur cărțile, cu tematică mă refer. Așa, în general, să oferi tu cărți este foarte frumos, dar așa cu tematică poate nu interesează sărbătoarea prea tare, poate nu e foarte implicat sau implicată și atunci nu aș oferi eu cărți cu tematică de Crăciun cadou, dar aș oferi alte cărți în general. Totuși, urmează filmuleț în care o să vă arăt ce cărți am cumpărat eu cadou anul acesta, deci stați pe aproape. Mai departe, tot de la Claudia Enescu, mulțumesc mult de tot pentru întrebări. Dacă poți, ai vrea să schimbi data de 25 decembrie cu o alta, care ar fi aceea? Nu aș vrea să schimb neapărat data de Crăciun, ziua de Crăciun, 25 decembrie. Poate că pe undeva aș vrea să schimb ziua mea de naștere, pentru că e pe 27 decembrie și întotdeauna m-am încurcat data asta, pentru că fiecare e cu familia, plecați în vacanță, mă refer la prietenii mei și la petrecerile pe care le-am dat de ziua mea. A fost destul de greu să ne strângem cu toții, mă refer când eram eu mai mică, pentru că acum oricum nu prea mai putem să dăm petreceri, dar de cele mai multe ori prietenii mei s-au întors pe 27 dacă au fost plecați și le sunt foarte recunoscătoare, pentru că eu sunt acea persoană care adoră ziua de naștere, adică îmi place la nebunie să fie ziua mea, repet, îmi place să fie un centru atenției, pentru că m-am născut pe 27, nu mi-au cântat niciodată copiii la mulți ani la școală, n-am apucat niciodată să dau bomboane, pentru că luam vacanță mult mai devreme și parcă nu avea așa sens și am suferit din cauza asta. Știu că sunt mulți cărora le-ar fi convenit de minune să nu stea în fața clasei și să aștepte să se cânte la mulți ani, dar că tot timpul mă întreabă oamenii când mă văd așa pe mine entuziasmată despre ziua mea, că ok, și când îți cântă oamenii la mulți ani, ce trebuie să faci? Nu trebuie să faci nimic, trebuie să te bucuri, trebuie să cânti și tu odată cu ei, trebuie să încasezi acest gest pe care îl fac oamenii pentru tine. Asta trebuie să faci din punctul meu de vedere, pur și simplu să te bucuri, să participi la moment. Înțeleg că poate fi stânjenitor, dar hai să fim serioși, cât de greu poate să fie, stai acolo 2 minute, să te bucuri, să participi, nu știu, cam asta aș face eu dacă, mă rog, aș fi fost. Eu asta fac atunci când mi se cântă la mulți ani, mai ales dacă sunt mai mulți oameni. Deci nu aș schimba 25 decembrie și acum, mă rog, cu cât înaintez în vârstă, cu cât îmi dau seama că nu vreau să-mi schimb neapărat ziua de naștere, pentru că asta e. Mai departe, Alexandra Ene. Bună, Alexandra, și mulțumesc pentru întrebare. Cărțile preferate în acest sezon? Tocmai ce am spus, nu mai are rost să repet. Încă nu postasem filmulețul cu cărțile, probabil. Andreea Radu. Bună și mulțumesc pentru întrebare. Cel mai frumos cadou primit de sărbători? Cara. Cred că e foarte ușor de răspuns la această întrebare. Cum erau sărbătorile când erai tu mică? Agitate. Așa cum sunt și acum. Foarte, foarte agitate. Noi suntem o familie agitată de fel și
foarte frumoase. Cumva, în toată această agitație, reușim să găsim și partea frumoasă a situației, mai ales acum de când suntem, sau de când sunt și eu mai mare și pot să înțeleg lucrurile la alt nivel. Consider că ne înțelegem mult mai bine și nu că ne-am fi înțeles bine întotdeauna, dar zic așa că atunci când ești copil nu poți să participi la toate lucrurile, nu poți să ajuți așa cum ajuți acum. Mulțumesc pentru întrebare. Elisabeta Puișor, care sunt sentimentele tale față de această sărbătoare? Mulțumesc mult pentru întrebare, foarte mișto. Anul trecut și anul acesta, sentimentul principal a fost de frică, pentru că și acum îmi este frică, pot să nu zic într-un ceas rău. Mi-a fost teamă să nu cumva să pățim ceva și să nu putem să fim împreună de sărbători. Mă refer, bineînțeles, la nebunia care se întâmplă în ultimii 2 ani. Și atunci, da, cu siguranță că acesta a fost primul sentiment, teama asta să nu cumva să nu putem fi împreună de Crăciun așa cum suntem în fiecare an. Dar, lăsând asta la o parte, am sentimente de fericire și cumva de entuziasm. Sunt foarte entuziasmată în fiecare an, ca un copil. Deși știți că eu am gluma aia, că mie nu mi-a plăcut să fiu copil nici când am fost copil. Mă bucur de tot ce se întâmplă între noi, de chestia asta, că suntem împreună, că facem lucruri împreună, că e agitația asta care uneori te obosește, noi vorbim mult, nu știu, e o atmosferă foarte, foarte plăcută, foarte plăcută și atunci cu siguranță că sunt foarte entuziasmată la fiecare sărbătoare. Tot Ioana, Alexandra, ce prăjituri preparate culinare pregăteați în această perioadă? După cum am spus, dacă vin haterii acum pe mine că vorbesc despre mâncare, să știți că nu vă lasă YouTube-ul să mă faceți în toate felurile în comentarii. Vă spun, nu mai încercați. Nu mai încercați, că nu are rost. Așa că acum, da, o să vorbesc despre mâncare. De toate. Toate preparatele culinare. Mai puțin partea cu prăjiturile, pentru că mamei nu i-a plăcut întotdeauna să facă, sau mă rog, ea nici nu are foarte mult timp, hai să recunoaștem. Și atunci, de când sunt eu mai mare, m-am pus eu pe treabă și, așa cum v-am spus și mai devreme, am învățat să fac cozonaci, îi fac cu mare plăcere, de-abia aștept să-i duc acasă, și alte prăjituri, în cazul în care îmi permite și mie timpul și am inspirație. Mai facem și acolo ceva biscuiței, dacă avem timp, iar în rest toate mâncărurile tradiționale se fac la mine în casă, începând de la sarmale, salată de bœuf, mama mea face piftie, gătește extraordinar, face tobă și multe cârnați, facem cârnați de casă de foarte mulți ani, o activitate la care eu am participat de când eram foarte mică și știu să fac de la zero, adică acum chiar sunt expertă în cârnați, vreau să vă zic că îmi ies din ce în ce mai buni. Sunt destul de fericită, repet, că am trecut prin toate aceste operațiuni și că știu și eu să fac lucruri care se vor pierde în timp, pentru că dacă tinerii nu se mai implică și înțeleg că nu e atrăgător, în primul rând că e foarte multă muncă, foarte, foarte multă muncă. Și în al doilea rând că poate nu mai sunt toți pasionați de mâncăruri de genul ăsta, tradiționale, unele sunt foarte grase, dar să știți că nu trebuie să fie toate grase. Eu vă spun sincer, mama mea nu gătește deloc, dar deloc gras și toate aceste preparate tradiționale se pot face și fără grăsime. Mai puțin slăninuța, care aia, într-adevăr, mă rog, asta e menirea ei. Ce carte recomand pentru acest sezon? Mă întreabă Lorena Neagă. Iată, am deja răspunsurile pentru voi, cei care m-ați întrebat despre cărți. Cărți ortodoxe citește. Mă întreabă, mai mergi cu colindul acum, la prieteni sau familie măcar? Întreb pentru că nu cred că doar copiii mici pot face o surpriză plăcută și să colinde. Sunt foarte de acord cu tine. Din păcate nu mai merg cu colindul pentru că eu nu am unde să mă duc cu colindul. Asta fiind o chestie care s-a triat și cu care eu sunt foarte de acord. Eu nu cred că este foarte ok în perioada sărbătorilor, mai ales cu câteva zile înainte de Crăciun, să mergi în vizite la familie, adică la familia extinsă mă refer. Pentru că fiecare familie și-a făcut un plan. Băi, am de făcut asta, 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 ca până la Crăciun eu să fiu gata cu toate lucrurile și îmi pun la punct, nu știu, anumite lucruri și pentru la anul, uite, dacă faci cârnați, dacă faci slăninuță sau cine știe ce faci acolo, pregătești carnea de porc și tot așa.
Și nu cred că este foarte frumos să te trezești cu o vizită din asta inopinată, când trebuie să lași totul baltă, să-i oferi omului ceva de mâncare, de băut, să te ocupi de el, să-l întreții. Și atunci nici eu nu fac vizite în perioada asta, deci practic n-am pe cine să colin. Aș putea să-l colin pe Mihai, ceea ce oricum fac, pentru că, să fiu sinceră, cânt toată ziua, bună ziua, prin casă. Dar nu, cântăm împreună doar așa, că suntem noi, o familie de artiști. Dar mă bucur când ne vin colindători, bineînțeles. Mulțumesc pentru întrebare. Maria Iuliana, ce tradiții se mai păstrează încă la tine la țară? Mulțumesc mult pentru întrebare, foarte frumoasă. Din păcate, foarte puține. Și aici mă refer și la copii, nu doar la oamenii mai mari. Anul trecut au venit foarte puțini colindători, probabil că a fost și din cauza, mă rog, pandemiei. Mă rog, asta dacă ne referim la colindat. Așa ca și tradiții, nu știu să vă spun exact, pentru că fiecare familie face cum își dorește. La mine, familie, v-am zis deja ce tradiții sunt. Veneau pe 23 în seara de ajun, mă rog, ajunul ajunului, cu bună dimineața la Moș Ajun și cu colinde. Pe 24 veneau băieții cu steaua și pe 25 dimineață. Și mai sunt, bineînțeles, acele tradiții de anul nou cu plugușorul. Și noi avem o chestie, plugul mare, așa se numește, când vin băieții mai mari din sat, împodobesc un brad într-o căruță și se plimbă și sunt cu bicele acolo și sunt mulți, e foarte frumos și foarte, foarte emoționant acel moment. Dar cam foarte puține tradiții se mai păstrează și se pierd pe zi ce trece. Mulțumesc mult pentru întrebare. Cea mai trăznită întâmplare de sărbători, tot de la Ioana Alexandra. Să fiu sinceră, eu nu sunt o persoană spontană și nici nu apreciez astfel de evenimente trăznite, chiar dacă peste ani și ani ai râde de ele. Nu mi-amintesc exact, poate că au ai mei, mă rog, ai mei sigur au 1000 de amintiri din astea amuzante, care pe loc sunt enervante și îți distrug energia. Așa că nu știu să spun, nu am pățit și sper să nu pățesc, pentru că nu-mi doresc lucruri de genul ăsta, mă calcă pe nervi și mi-a stricat toată ziua. De la Ovidiu, ce cărți ai dori să-ți aducă moșul? Bună, Ovidiu, mulțumesc mult pentru întrebare. Păi îți voi răspunde la această întrebare cu un filmuleț care va urma foarte curând, pentru că decât să vă vorbesc despre ele, mai bine vi le și arăt. Am făcut eu o înțelegere specială cu moșul anul acesta și l-am rugat să-mi aducă cărțile pe care le-am cerut cadou un pic mai devreme, ca să vi le pot arăta și vouă, pentru că el știe cât de important este acest proiect pentru mine și a fost de acord. A spus, da, mă, uite, îți aduc cărțile mai devreme. Așadar, veți vedea foarte curând despre ce cărți vorbesc și de-abia aștept să vă arăt. Și de la Ioana, ultima întrebare, când și cum ai aflat că nu există Moș Crăciun? Despre ce vorbești? Moș Crăciun există. Moș Crăciun există și Moș Crăciun suntem toți și nu știu la ce te referi, pentru că există și este cel mai drăguț și cel mai simpatic și toată lumea îl iubește și eu îl iubesc foarte mult. Dacă te referi la anumite zvonuri care existau prin școală și pe care s-ar putea să le fi auzit și eu, nu le-am băgat în seamă. Poate te referi la faptul că la un moment dat chiar mi-am întrebat părinții verde în față despre moșul, dar ei, normal că mi-au spus că există, nu? Și vine de fiecare, în fiecare iarnă, de Crăciun sau pe 23 la alții, cu tolba încărcată de cadouri. Deci, nu știu la ce te referi. Dragilor, acesta a fost filmulețul din această seară. Sper că ați rămas alături de mine până la final și că n-am vorbit prea mult. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru întrebări. Sunt tare curioasă care sunt tradițiile voastre și cum vă petreceți voi sărbătorile. Dacă vreți să-mi spuneți, eu aștept nerăbdătoare să citesc în comentarii. Vă mulțumesc încă o dată, să aveți o zi super, super bună. Ne vedem și pe celelalte rețele de socializare. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem mâine! Bubi-ba!